Cei care au muncit o viață întreagă într-un domeniu se obișnuiesc greu cu ideea că sunt nevoiți să o ia de la capăt. Totuși, chiar și cei fără studii superioare pot învăța o nouă meserie astfel încât să își găsească mai ușor un loc de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă desfășoară pentru anul 2014 o paletă variată de cursuri. Ca și număr pot să vă spun că sunt în jur de 36 de programe de formare profesională. Paleta e variată, începând de la programe de formare profesională dedicată în mod special persoanelor care nu au studii superioare, gen ospătar, bucătar, lucrător în comerț, frizer cu afor, manicură, pedicură, frizer simplu, stilist, protezist, masior, și astea sunt câteva din programele de formare. Și cei care au terminat o facultate, însă nu găsesc un post disponibil, pot învăța mai multe astfel încât să aibă șanse mai mari în căutarea unui job. Inspector resurse umane, contabilitate, operare PC, expert în sănătate și securitate în muncă. Și ucenicia la locul de muncă le dă o șansă șomerilor, pentru că și angajatorii primesc recompense financiare pentru cei pe care îi formează profesional. Reprezentanții AJOFM spun că legea va fi de bun augur pentru gălățenii fără loc de muncă. Ucenicul are un program de 8 ore pe zi, timp de 40 de ore pe săptămână, 5 zile pe săptămână, beneficiază pe toată durata uceniciei la locul de muncă de salariu minim brut pe țară, care este în vigoare la momentul acestei măsuri, acordării acestei măsuri active, iar angajatorul, ca și facilitate, primește pentru fiecare ucenic în parte angajat cu acest contract de ucenicie o subvenție acordată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este în valoare de 60% din indicatorul social de referință. Indicatorul social de referință are valoarea de 500 de lei, deci practic 60% înseamnă undeva în jur de 300 de lei, da? Pe care angajatorul îi primește de la noi pentru fiecare ucenic în parte. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Galați recunosc că este nevoie ca și legea voluntariatului să fie modificată, astfel încât acest stagiu să fie recunoscut ca experiență în câmpul muncii, fapt ce i-ar ajuta pe cei ce vor să se angajeze. Nu vă ascund faptul că de cele mai multe ori angajatorul oferă loc de muncă, dar pune această condiție, să aibă minim experiență, un an, trei ani, cinci ani. Și atunci el cumva e văduvit din start de a ocupa acel loc de muncă și atunci cred cu tărie în legea voluntariatului, dar voluntariat care să, prin lege, să-i fie asimilat acest voluntariat ca și experiență în muncă. Dintre cei aproximativ 19.000 de șomeri gălățeni, 2.745 au studii liceale sau post-liceale, iar 883 au terminat o facultate.